că e foarte, foarte frig și m-ați văzut că m-ați dat în spate. Și știu că ați amorțit și vă văd că ați amorțit, că nici aplauzele nu mai merg cum trebuie. O să vreau să facem masajul Alvia. Hai să începem de aici încolo, vă toarceți spre partea din stânga și începeți să faceți masaj. Ca să te dezmoțim așa. Așa de aici, da. Și o să înceapă și Nicole, pe că nu-ți faci bine. Am creat, am fost
o fac acolo. Și au trecut timpul și a trecut timpul și am ajuns în decembrie când am fost la un eveniment. Unde l-am întâlnit pe directorul de la Unipedii Țiriarbe, care mi-a spus în felul următor. În viață sunt trei tipuri de oameni. Oamenii care fac lucrurile să se întâmple, oamenii care se uită cum se întâmplă și oamenii care se întreabă ce se întâmplă. Și am zis, eu vreau să fiu omul care face lucrurile să se întâmple. Cum să mă uit cum se întâmplă? Acum, cum să mă întreb ce se întâmplă? Ar fi irealizat. Și atunci am zis, fac comunitatea. Și am creat comunitatea și am zis, tu și tu și tu și tu. Voi toți aveți idei, aveți planuri și le faceți să se întâmple. Haideți să discutăm, haideți să fim împreună și să facem lucrurile să fie frumoase. Așa a fost acea comunitate. O comunitate la care țin foarte, foarte mult și în care vă invit să intrați, să vedeți ce oameni frumoși. Încerc să vorbesc cât pot de tare, dar sunt atât de mică, încât chiar cu toți și mă acoperă și ploaia. Deci o să vin și mai în față, poate mă auziți mai bine așa. Și mai pe voi dacă e necesar, dar nu să mă mai vedeți voi și mie. Cum vă spuneam, e bine să stați cu acești oameni minunați pe care îi cunoașteți zi de zi și mă inerează parcă mă acoperă. Să-i cunoașteți de zi și să vedeți ce fac și să-i ajutați. Sunt în acea comunitate oameni pe care nu-i cunosc și pe care mi-ar dori foarte, foarte mult să-i cunosc în persoană și să le ascult povestea. Sunt oameni care la vârsta de 22 de ani și-au împlinit un vis, au propria lor firmă, au propria lor grădiniță, au propria lor casă. Și n-am fost niciodată problema că sunt prea tine, că nu au bani, că nu pot să facă lucruri. Le-au făcut. Și de la oamenii respectivi am vrut și eu să învăț. În final, pentru că eu nu o să vă țin foarte, foarte mult, o să las pe fără un peser și adică de spate să vină să mă vorbească. O să vă spun doar atât. Sunt două căi prin care poți să reflecți lumina. Lumina din sufletul tău. O cale este să fii chiar cu lumânarea respectivă și să dai lumină celorlalți. Și a doua cale să fie oglinda care reflectă lumina celorlalți. Eu astăzi am fost oglinda luminilor. Am Ioane Sfântan și a Irinei Danilă, care au filmat Express și care au un proiect super, super, super fain pe care o să respecti. Eu astăzi am fost doar o oglindă. Lumina e la ei. Așa că o să chem să vă încălzească cu lumina lor. Salutare tuturor! Mulțumesc, Bianca! Așa. Eu sunt Alexandru, pentru toată lumea. Și îmi place să cred despre voi că sunteți toți prietenii mei. Spun asta pentru ca prezentarea mea să fie în continuare la fel de plăcută și caldă cum fac cu fiecare dintre cei cu care am discutat până acum despre proiectul pe care o să îl prezint și vouă. Mi-am luat azi cu mine și suporter. Pentru că am zis că trebuie să fac prezentarea să iasă cât mai tare și cât mai frumos. Profit de faptul că n-avem retroproiector, așa că o să dau volumul mai tare, zice Bianca. Așa, m-aude toată lumea acum, e ok? Perfect. O să am nevoie după asta să strângem cât un pahar de apă de la fiecare ca să pot să-mi revin cu voce. Bun, ok. Nu știu câți dintre voi ați auzit de John Maxwell. Este unul dintre cei mai importanti oameni din lume, din domeniul dezvoltării personale. Astăzi, John Maxwell mă ajută să vă prezint proiectul meu, proiectul nostru. Este un proiect foarte mare. Vorbesc aici despre mine, Alexandru Imbuzan, și partenera mea, Irina Dănică. Anul trecut, în luna iunie, mama mea a murit din senin. Dintr-o dată pe neașteptate, dintr-un impact nefiind cardiac. Și pentru mine evenimentul ăsta neprevăzut a schimbat lucrurile într-un fel în care nu m-aș fi așteptat vreodată. Eu eram deja implicat în ceea ce înseamnă PSSG, în alte câteva proiecte de educație non-formală. Din păcate, pentru mine, la momentul respectiv, eu eram angajat într-o firmă. Și în firma respectivă aveam parte de o echipă de oameni la nivel de conducere
cărora orice fel de idei de dezvoltare le se păreau la nivelul de, da, las să vedem, ok, bine, notează-le undeva într-un caiet. Voi ați avut vreo experiență de genul ăsta? Sunt convins că v-ați întâlnit cu oameni care, da, pun scrile acolo, notează. Bun, mă bucur că nu sunt singur. Și atunci, o să merg mai departe și o să vă spun așa. După ce a murit mama, am stat puțin și mi-am reevaluat opțiunile și viața și am spus, ok, eu nu mai fac asta și o să fac lucrurile să se întâmple. O să folosesc limbajul Biancăi, pentru că îmi este de foarte mare folos și mă regăsesc în ceea ce a spus și ea. Și atunci, împreună cu Irina, începând de anul trecut, am strâns o echipă de oameni creativi și am făcut un studio de creație care se numește Next Brands. Și ăla a fost momentul în care noi am început, toți oamenii din echipă, să căutăm modalități prin care să devenim mai creativi și să ne deschidem mintea mai mult și să vedem ce putem să facem altfel decât fac restul agențiilor de publicitate și studiourilor creative din România sau din lume. Așa s-a născut o idee năstrușnică, la un moment dat, căutând pe net, citind tot felul de cărți, de arhitectură, de creativitate, să ne facem un sediu creativ. Și am stat și ne-am gândit, ok, sediu creativ, fac o grămadă de agenții de publicitate din lumea asta și se vede pe net așa ceva și ok, putem să facem așa ceva, nu să fie extraordinar, așa cum ne dorim noi, să fie ceva extraordinar. Bun. Dintr-una într-alta am ajuns să ne gândim ce ar fi să facem un centru mare, așa de mare, pentru toți oamenii creativi din România. Și așa s-a născut proiectul Campusului Creativ Urban. Campusul Creativ Urban vrea să fie un loc, un spațiu în care întâlniri cum este PSSG-ul, ateliere de creativitate, ateliere pentru oameni cu dizabilități. Și aici vă mulțumesc, Marta și Marian, că ați fost astăzi aici și pot să vorbesc și despre asta. Vor fi spații pentru copii cu dizabilități. Vor fi spații de educație non-formală. Și undeva acolo, în această clădire, o să fie și un sediu mic pentru Next Brands. Un sediu extrem de trăsnic și de creativ. Bun. Ce vreau eu să vă povestesc astăzi și o să încerc să fiu succint, promit. Vreau să vă spun așa, că am încercat să găsim parteneri pentru proiectul nostru în România. Ei bine, în România am primit răspunsuri foarte frumoase, de genul prea futuristică. Nu s-a mai făcut așa ceva. Sau răspunsuri din categoria voi sunteți ca în tine, nu prea aveți experiență, nu știu dacă o să iasă, pas. Și atunci am zis, ok, ce facem? Norocul nostru este acela că am învățat să cerem ajutor. Și am cerut ajutorul tuturor celor pe care îi cunoaștem. Așa se face că printr-un nuntă meu de la Paris, pot să vă spun că am ajuns să discutăm cu un grup de investitori. Un grup de investitori străini, niște oameni cu mintea deschisă, mult mai deschisă decât a românilor, care au zis, hai să vedem despre ce este vorba, ce se întâmplă, cum se întâmplă. Bun. Așa că, am zis că ducem proiectul la următorul nivel și am deschis discuțiile și am trecut de la stadiul de one man show, adică Next Brands, am trecut la stadiul de viziune măreață. Viziunea măreață care a existat de la început și care acum a început să devină din ce în ce mai mare. Așa că pot să vă spun acum, concret, că noi am avut săptămâna asta o întâlnire cu acești oameni, la care am ajuns să semnăm un acord cadru, pentru că oamenii aceștia se vor implica în campusul creativ urban. Și de aici, o grămadă de consecințe și evoluția proiectului. Campusul Creativ Urban se va realiza în 18 luni. Va exista în București. Și cu permisiunea voastră o să iau din lista de prezență adresele de e-mail și o să vă trimit niște poze și o prezentare scurtă a proiectului să vedeți
că ne-am inspirat dintr-un proiect foarte mare existent în Melbourne, în Australia. Acolo deja de 2 ani există un astfel de campus făcut la un alt nivel, de o bancă, gândit și mai mare decât l-am gândit noi. Un campus creativ în care au acces odată 65.000 de oameni. Deci poate să intre un stadion de oameni în acea clădire și să facă o grămadă de activități, să lucreze, să facă tot felul de lucruri pe acolo. Bun. Eu vreau să vă spun așa, că proiectul ăsta mare și drăguț și care sună bine pentru mine, vrem să îl ducem la bun sfârșit. După toate calificativele și etichetele pe care le-am primit, sunt pe mine, dar nu se văd că le-am mascat bine, așa, că nu o să iasă, că e prea mare, că nu se știe, că... Ok, bun. Ăsta o să fie primul proiect din România dus la bun sfârșit în această privință, prin metode de finanțare care nu au mai fost folosite în România până acum. Și ajungem aici la crowdfunding. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în lumea asta, cât este ea de mare, există deja, de prin 2000 încoace, tot felul de proiecte, care mai de care, mai mari și mai grandioase și mai frumoase, realizate doar cu fonduri strânse de la oameni. Dar în ce fel? Fiecare dintre noi are un buget limitat. Și atunci, noțiunea asta de crowdfunding profită de bugetul limitat al fiecăruia dintre noi. Toate proiectele mari făcute până acum au implicat mii de oameni cu sume mici, sume foarte mici. Ăsta este felul în care noi vom colabora și vom participa împreună cu grupul de investitori ca să ne vedem campusul creativ urban realizat, pus în practică fizic. Va avea podele, va avea retroproiectoare, va avea multe lucruri acolo. Așa că, după ce am semnat acordul cu acești oameni, noi vom avea acces la o finanțare de 900.000 de euro. Pot să vă spun de pe acolo. Asta este partea lor de 60% din planul proiectului pe care noi l-am discutat cu acești oameni. Restul de 40% până la 1.500.000 de euro o să venim noi cu aceste fonduri timp de 1.5 ani prin crowdfunding. Acum, noi am deschis deja discuțiile cu o grămadă de firme mari care să ne fie parteneri pentru partea fizică a acestui campus. Adică, am deschis discuțiile cu producătorii de finisaje care să vină să ne fac clădirea frumoasă. Am deschis discuții cu IKEA, cu Kika și cu alți producători mari de mobilier care să vină să fie prezenți acolo, în campusul nostru. Vrem să fie ceva extraordinar. Este un proiect mare și atunci avem nevoie de parteneri pe măsură. Până atunci însă, accesul nostru la aceste fonduri este condiționat de validarea proiectului. Sunt sigur că ați auzit, într-o mică sau mai mare măsură, de această noțiune, de validarea unui proiect. În cazul nostru, ce se întâmplă practic? Începând de miercuri până marțea viitoare, adică peste 2 zile, de acum încolo, noi trebuie să strângem, noi, echipa Next Brands, trebuie să strângem la modul fulger suma generică de 3.000 de euro. De ce? Pentru simplul motiv că acești oameni trebuie să vadă, unul la mână, că noi avem capacitatea să strângem niște bani atunci când am spus că putem să-i strângem, și doi la mână să vadă că există interes din viață, că oamenii vor, își doresc și vor veni la un astfel de campus. Bun. Ce vă spun eu acum? Vă spun că joi, vineri și sâmbătă am dat ca la 300 de telefoane fiecare dintre oamenii din echipă și am ajuns la suma de 1.650 de euro deja. Așa încât, până marți, avem convingerea că o să îndeplinim targetul. Și mai mult decât atât, siguranța că vom merge mai departe și acest campus chiar va exista în București pentru toată lumea. O să revin puțin la adresele de e-mail și o să vă spun așa. O să vă spun că, prin amabilitatea voastră, dacă îmi dați voie să vă trimit prezentarea cu detaliile, o să vedeți că arată mult, mult mai mare și mult mai bine decât ce v-am povestit eu aici.
Asta în ideea în care noi am gândit foarte colorat tot ce o să se întâmple acolo. Vreau să vă întreb așa. Educația și munca, aceste două domenii, vor dispărea vreodată? Nu. Ok, bun. Educația și munca sunt atât două domenii care nu vor dispărea, dar sunt și două nevoi esențiale ale fiecăruia dintre noi. Nevoia de educație și nevoia de a munci. Noi am venit cu conceptul ăsta și plusăm cu entertainment, cu non-formal și cu spațiu propice. Toate cele trei elemente sunt bonusuri care vin și completează munca și educația, făcând educația mai ușoară și munca mai productivă. Pot să vă spun că proiectul a fost primit foarte bine de toți cei cu care am discutat. Mai puțin de 5 oameni până acum, din toți cei cu care am vorbit. 5 oameni din domenii diferite pe care i-am considerat prieteni și care au venit cu o critică la modul constructiv care s-a constituit pentru noi în lecții de viață. Și atunci, vă lansez acum o invitație deschisă să participați și voi la Campusul Creativ Urban, la crearea acestui spațiu, care pot să vă spun de pe acum, o să fie o clădire, da, o clădire, nu un etaj, nu o cameră, nu o vilă, o clădire în București, în care vom putea participa la tot ce înseamnă activități de educație non-formală. Înseamnă ateliere de pictură, ateliere de dans, ateliere de creativitate, de grafică, de... Dacă aveți idei, puteți să-mi spuneți. Public speaking. Public speaking. Am spus că o să fim deja acolo. Training-uri de public speaking. Training-uri de public speaking. Ok. Bun. Așa. O să avem etaje tematice ale căror culori vor fi studiate de așa natură încât să faciliteze activitățile ce se vor desfășura acolo. Cât dintre voi ați auzit de sediul Google din Amsterdam? Ok, bun. Câțiva dintre voi ați auzit? Câțiva dintre voi n-ați auzit? Google din Amsterdam este unul dintre sediile cele mai năstrușnice și mai zglobii și mai frumoase din lume. Adică oamenii nu se duc într-un birou în care pereții sunt albi și birourile sunt negre și scaunele sunt gri. Câți dintre voi aveți birouri din asta în România? Sau lucrați în așa ceva? Ok, bun. Am pornit de la premisa asta. Am fost, ca să vă exemplific, am fost cu câteva zile în urmă la Noaptea Agențiilor. Și vreau să vă spun cu bucurie că am descoperit că marea majoritate a agențiilor de publicitate din București au sediile creative albe. Și intri acolo și ești, wow, ce creativ o să fiu, ce alb e tot. Da, ok. Încercări timide, pus câte o poză mică așa pe lampă. Mulțumesc, Paul. Toate lucrurile astea, noi le facem altfel. Le facem mult mai frumos și le facem mult mai colorat. Și le facem în primul rând non-formal. Așa că o să revin la ceea ce am spus mai devreme. Vă invit să vă implicați și voi în proiectul ăsta. Noi acum avem termen până marți să atingem targetul de 3000 de euro. Contribuția maximă pe care fiecare dintre voi puteți o faceți, da, ați auzit bine, contribuția maximă este de 50 de euro. De ce 50 de euro? Pentru că unul la mână, cu 50 de euro, înseamnă să implicăm 60 de oameni în strângerea sumei de 3000 de euro. Asta înseamnă, în primul rând, validarea proiectului. De ce 50 de euro? În al doilea rând, pentru că aceasta este o sumă suficient de mică sau de mare cât un om din România să poată să o aibă, fie asupra lui, fie într-un cont, un card sau orice altă variantă, așa încât să poată să fie ușor de accesat. Contribuția voastră
acești 50 de euro vor fi răsplătiți cu statutul de membru fondator, care, sigur, în teorie e un bla bla, ok, o chestie de gen. Dar, pe de altă parte, în mod practic, acești 50 de euro vă aduc niște avantaje în ceea ce va însemna campusul creativ. Înseamnă că toți cei care se vor implica vor avea acces nelimitat la facilitățile centrului, care altfel, în mod normal, se adresează exact ca o afacere unor clienți și vor presupune o taxă. Veți primi acces special la tot ce înseamnă evenimente. Vom avea evenimente, training-uri, ateliere, toate lucrurile astea vor fi acolo. Da? Vom avea invitați de afară. Vom avea de asemenea sedii creative ale unor firme care, ale unor proiecte care vor să se implice deja. Și atunci, aici o să mă opresc cu prezentarea mea brusc, subit și dintr-o dată, pentru că s-a terminat timpul. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și orice întrebări, sugestii, idei, palme aveți pentru noi, o să fiu un public și vă aștept la sfârșit. Vă mulțumesc frumos!